Bună ziua, bine v-am găsit. Astăzi, după cum se poate vedea în imagini, a avut loc un târg la Hit, în parcare la Hit. Se pare că a fost un târg special pentru români. Îmi cer scuze pentru limbajul neacademic și prea mult, nu știu, critică, doar că este ceea ce am văzut astăzi a fost de-a dreptul exagerat. Totul fake, după cum se poate vedea, deci nu ai cum să cumperi vreodată în viața ta așa ceva, ceea ce se vede aici în imagini, parfumuri. Astea nu sunt parfumuri, sunt niște jeguri ordinare. Deci erau oameni pe care eu i-am văzut că cumpără așa ceva. După cum se poate vedea, Prada, Moncler, încă o dată Prada, Nike, etc. Adică niște fake-uri ordinare, niște plastice ordinare pe care dai, nu știu, 10 euro, 15 euro, habar n-am, 20 de euro, nu știu cât costă așa ceva, nu știu pentru care motiv ai vrea să cumperi așa ceva. Pături, plăpumi, habar n-am, perne, la fel, totul plastic, proastă, proastă, extrem de proastă calitate. Nu știu dacă de unde vin, China, Turcia, habar n-am. Se pare că sunt vândute de către arabi, de către turci, libanezi, habar n-am. Transilvania Cârtoș Colax. Vă rugăm, nu treceți. Mulțumim. Da, acolo se prepară mici. E ok, mi se pare. Nu am nimic cu oamenii. Oamenii au business-ul lor, e ok. Aici nu am nimic de comentat. Da. După cum se poate vedea, haine de proastă și foarte, foarte proastă calitate. Deci, n-ai. Nu ai cum să vii să te îmbraci de aici. Punct. Nu ai cum, indiferent cât de sărac ai fi. Ai niște bani, ești remunerat pentru faptul că muncești, ai un salariu lunar, nu ai cum să vii să iei asemenea, să cumperi asemenea haine, indiferent cât costă, doar pentru faptul că scrie acolo, habar n-am, Nike sau mai știu eu ce, rahaturi, fake-uri, ordinare din plastic. Ceasuri pe alese, pe probate, pe încercate la kilogram, habar n-am cât costă, nu ai cum să cumperi așa ceva, uite vânzătorul cine este și ce față are. Ale nici de cum nu erau boxe JBL, erau niște fake-uri ordinare, pentru că un JBL costă de la, habar n-am, 100 și ceva de euro în sus. Cel mai mic. Papucărie, pantofăraie, fake-uri ordinare, rahaturi care te le îmbraci, le încalți azi și mâine nu, mâine ți-au ieșit degetele prin ele, habar n-am. N-ai cum să te îmbraci, să te încalți cu așa ceva. Și să nu veniți în comentarii să-mi spuneți că astea sunt bani pentru, sunt haine și încălțăminte pentru oameni care sunt mai săraci. Nu accept așa ceva. Asta înseamnă snobism, înseamnă că nu ții la tine, la viața ta. Nenea din imagine nu m-a lăsat să filmez, era cu spatele, era tot o, m-a văzut că era geană pe el, că el n-avea autorizație să stea pe aici. Și fiți atenți, se întorcea, să așa, să era, uite, să-mi pună mâna în față, să nu știu ce, dar cu mine nu funcționează lucrurile astea. Iarăși, parfumuri fake, deci nu ai cum să cumperi ceva. Ceea ce se vede în imagine sunt niște jeguri ordinare, nu miroase decât pute, așa ceva, pute. Și există posibilitatea să vă iasă și fel și fel de, habar n-am, pe piele, boli de piele sau probleme.
Da, deci nu cumpărați așa ceva, doar original din magazin. Da, restul porcării ca de obicei. Încă o dată îmi cer scuze pentru că sunt atât de critic, dar nu ai cum altfel. Ia. Aici erau câțiva nemți care își vindeau câteva, habar n-am, niște haine purtate, dar erau de acolo. Se poate într-adevăr să îți cumperi ceva de calitate pentru faptul că într-adevăr sunt niște blugi, chiar dacă sunt spălați, chiar dacă sunt purtați, cât de cât ai ocazia să îmbraci ceva de calitate, zic eu, având în vedere că nu e un plastic ordinar, un training ordinar și așa mai departe. Deci nu ai de ce să faci o greșeală. Aici niște, n-ai cum să cumpere așa ceva, rochii de plastic, fuste, rochii, habar n-am ce sunt astea, nu ai cum să cumperi vreodată așa ceva și pentru care motiv. Culori de Doamne ferește, plastice ordinare la 5 euro, se vede prețul deasupra. Deci, din punctul meu de vedere, încă o dată îmi cer scuze, nu este pentru toată lumea acest videoclip. Consider că la un moment dat mai trebuie să făcute și astfel de videoclipuri, pentru faptul că pe acest canal mai facem și puțină educație. Nu doar vorbim despre legi și despre viața din Germania și multe alte informații de bună calitate. Mai facem și puțină educație. Acest videoclip, într-adevăr, nu se referă la toți românii din Germania, pentru că nu toți suntem la fel. În schimb, sunt extrem, extrem de mulți care, din păcate, stăm foarte, foarte prost cu educația, cu bunul simț, cu respectul, cu stima de sine, cu apa, cu săpunul, cu civilizația, cu cizelarea, cu educația și așa mai departe. Deci nu ai cum să cumperi așa ceva. Vă spun că nu ai cum pentru că eu, v-am spus, nu vorbesc din amintiri, din povești, am văzut oameni români cum au cumpărat așa ceva. Nu degeaba vorbesc. Calitate. Chiar nici pentru copii nu ai cum să un... pentru că n-ai, te mănâncă pielea, te mănâncă blana, n-ai. Aici sunt niște nemți care își vând fel și fel de chestii de pe acasă, e ok, găsești foarte multe, cel puțin înainte găseai multe lucruri frumoase, interesante, drăguțe, din lemn, din ceramică, din sticlă, din habar n-am, chestii interesante. În schimb, în ziua de astăzi, târgurile, după cum se pot vedea, târgurile din Germania s-au transformat în niște jeguri pline de plastic, niște chestii pe care nu ai vrea să dai niciun bani, ba din contră le-ai pune foc. Ăștia la fel, niște nemți care au cât de cât niște chestii, habar n-am. De pe acasă, un pahar, o ceașcă, habar n-am, da? Cel puțin așa erau târgurile înainte. Aici, Doamne ferește, Doamne ferește, chiloți, deci nu ai cum, încă o dată. Deci nu ai cum să ții sutien de aici, da? Exceptând dorsalul de Mercedes de aici din dreapta, n-ai cum să ții vreodată în viața ta chiloți, sutien, habar n-am, lenjerie intimă, ca și femeie, ca și bărbat vreodată din târg. Chiar dacă, nu știu, chiar dacă sunt noi.
Da? Deci nu ai cum vreodată să faci lucrul ăsta. De ce? Din foarte multe puncte de vedere. În primul rând, nu știi cum au fost aduse, nu știi cum, în ce situații, în ce, nu știu, cum au fost ambalate și așa mai departe. Stau răsfirate, stau și așa mai departe. Sunt plastice ordinare, sunt, te mănâncă pielea, te mănâncă, poți să faci boli de piele, eczeme, furunculi, coșuri, habar n-am, fel și fel de nenorociri. Deci nu ai cum, nu știi de ce te mănâncă, nu știi de ce ai probleme, de ce faci. Da. Da, nemți care au dus chestii interesante de acasă, chestii mai vechi, mai noi, mai... Da. Corect. Îmbrăcat adecvat, cu borsetuță, training adecvat. Românija. Nemți care și-au adus lucruri de pe acasă, chestii, cel puțin nu sunt nenorociri. Papucăraie, la fel, nu sunt adeptul la așa ceva, nu, din punctul meu de vedere nu este, nu aveți de ce să vă cumpărați vreodată pantofi la mâna a doua, sau pentru că există posibilitatea să nu știi ce boli a suferit persoana care i-a purtat înainte și există posibilitatea să luați ciuperci de unghii, ciuperci de picior, habar nu am, fel și fel de eczeme, fel și fel de chestii. E bine să îi cumpărați, indiferent că e lucru de îmbrăcat, de încălțat, totul nou, din magazin și nu de plastic, de bumbac. Și încălțăminte din piele, doar din piele. Aici se poate vedea oamenii și-au adus de acasă, adică cel puțin, mă repet, așa erau înainte târgurile, veneau nemții și aduceau bunurile lor de pe acasă, ce nu le trebuiau și așa mai departe, și le vindeau aici. Găseai și haine și încălțăminte și îmbrăcăminte și chestii interesante din lemn, din plastic, din biciclete, habar n-am, fel și fel de truse de scule și așa mai departe. Aici la fel, nenorociri, deci nu ai cum să-ți iei prosoape sau pături și de astea, pentru că astea sunt din plastic. Puteți să probați la un colț, dacă e dat foc la un colț, arde într-o secundă toată. Deci nu ai cum, este ceva de genul precum o perdea. Astea sunt niște nenorociri, nu dormiți pe așa ceva. Astea fac, vă irită, vă fac bube, vă fac coșuri, astea sunt nenorociri. Nu cumpărați așa ceva. Cook vision is here. Zershön, ia. Zershön. Ganz genau für rumänische Leute. Perfect. Zershön. Deci... Deci încă o dată îmi cer scuze pentru... În mod normal nu am de ce să-mi cer scuze nimănui, pentru că nu am nicio obligație la nimeni. În schimb, așa cum spuneam pe canalul Salut Europa TV, mai facem și din când în când educație. Nu vă îmbrăcați așa, nu cumpărați asta și așa mai departe, pentru că nu este de calitate, nu vă sunt de folos. Dacă ai 100 de euro, du-te în magazin, ia-ți o pereche de Adidas din piele și ai terminat bâlciu. Și ești, îi porți 5 ani fără nicio problemă, fără nicio problemă și nu ai probleme de sănătate. Doamne ferește! Nu cumpărați fake-uri, nu cumpărați materiale din plastic, training-uri de rahat, nu mai cumpărați, nu vă mai îmbrăcați urât. Louis Vuitton, adevărat, Paris, sigur că da. Gucci, Gucci, Zerbucci, Toya, Melt 2000 euro. Guck mal, wo deine Nase? Richtig, Louis Vuitton, über 2000, ich glaube, gibt nicht. Nein, 100%. Wo deine Nase? Da, deci nu cumpărați așa ceva, pentru că nu vă irosiți banii, dați o grămadă de bani pe
pe porcării și nu își au rostul. Vă mulțumesc frumos pentru că m-ați urmărit. Numai bine vă doresc.